Din ce în ce mai multe doamne fac eforturi în această perioadă pentru a arăta fantastic în sezonul cald care se apropie cu pași repezi. Vestea bună pentru cele care au decis să și țină post este un anumit produs special care nu este de dulce și te poate ajuta să slăbești. Majoritatea doamnelor vor să îmbine acum utilul cu plăcutul, așa că țin postul Paștelui și se gândesc la modul în care restricțiile alimentare le vor face să arate în vara aceasta mult mai bine. Desigur că majoritatea acestora se pregătesc acum de sezonul cald, care este mai aproape decât ai fi crezut, așa că se obișnuiesc ușor cu alte mese și cu un alt stil de viață și profită de bunătățile din farfurie. Un produs utilizat de gospodine în preparatele pe care le pun acum în fața celor dragi este chiar fasolea verde, care conține numeroase vitamine și minerale, dar te ajută și să slăbești. De asemenea, specialiștii au subliniat că are un efect diuretic, reglează tensiunea și colesterolul. Fasolea verde se găsește din plin pe tarabele din piață, dar și în pungile de la supermarket, în raionul produselor congelate. Un astfel de produs este bogat în proteine, carbohidrați și vitamine și este recomandat de cei mai mulți nutriționiști. Trebuie să știi că, indiferent dacă îl consumi în formă proaspătă, congelată sau la conservă, fasolea verde are aceleași valori nutritive de care te poți bucura la maximum. Românii preferă să o consume trasă la tigaie, cu puțin ulei, alături de un sos gros de usturoi, ce poate fi făcut cu smântână sau roșii pasate, ori doar cu apă. Beneficiul suprem al acestui aliment este că este o sursă de energie pentru creier. Fasolea verde are un conținut ridicat de carbohidrați deosebiți, cu un indice glicemic foarte mic, ce oferă energie pe o perioadă îndelungată creierului, mușchilor și întregului organism, astfel că trebuie consumată cât mai des, mai ales de cei mici, relatează playtech.ro.